Fără a reduce intensitatea combaterii corupției, în special la nivel înalt, noua strategie are un centru mai puternic cu privire la prevenție. Deci asistăm sau propunem societății o schimbare de paradigmă. E timpul să punem accentul pe educație și pe prevenție pentru a preîntâmpina faptele de corupție. Am mai spus cu numeroase ocazii că combaterea corupției numai prin forța coercitivă a statului și prin acțiunea extraordinară a DNA nu este suficientă și că schimbarea de paradigmă pe care o propunem este una care implică responsabilități la nivel managerial.